Bun găsit, doamnelor, domnilor, începe 100%, tropăind prin Parlament, guvernul Ciolacu trecea, chiar și cu votul contestatarilor, că l-a dat la vopsea. De fapt, era doar unul, respectiv domnul Cadariu, care ieri a spus că nu votează guvernul, astăzi s-a dat pe brazdă. De ce? Nu știu, o să aflăm la un moment dat. Dar dincolo de asta am asistat, nu-i așa, la un exercițiu democratic într-o Românie care se zbate acum în no man's land, căci, ce să vezi, pe de altă parte, dincolo de reflectoarele din Parlamentul României, România este așa cum o știți, da? Este necăjită, așa, este ca o băbuță de-asta necăjită, care are și ea într-o băzmăluță trei legături de leuștean și se duce să le vândă la piață. Poate face și ea rost de niște bani ca să cumpere ceva, să dea de mâncare la găini. Da, care fac ouă și se mai vândă ea niște ouă mai târziu în piață. Și cu leușteanul ăsta în mână, băbuța aceea, drăgălașă de altfel, că na, știi că există și o chestie de asta, că mai există și babă frumoasă, este acostată de un polițist local, care o ia și o întreabă: mamaie, tu ești evazionista? Și ea zice: da, am și eu trei fidre de leuștean, maică, nu știu dacă iau mai mult de 3 lei pe ele. Lasă, mamaie, că așa se fac averile. Și jap! Cu ea la dubă și, bineînțeles, să vină ANAF-ul să o amendeze. România, care are exact aceleași trăiri, se gândește cum Dumnezeu mai plătește facturile, dacă va pleca sau nu în concediu pe undeva și, bineînțeles, se gândește, și aici vorbesc de România bugetară, dar nouă când ni se mai dă ceva. Ei bine, avem o revărsare aproape grețoasă din punctul meu de vedere, de lapte și miere, enunțată iar revărsarea de la tribuna Parlamentului, la microfoanele colegilor reporteri și în orice împrejurare. Pentru că așa e de fapt, la un nou start. Întotdeauna promitem exact cât putem. Pentru că cineva din staful acela de campanie ne spune: domnule, promite, domnule, că nu te doare gura. Ei bine, ei bine, mi-am propus să rețin toate aceste promisiuni, inclusiv cu mărturia video. Și în momentul în care aceste promisiuni nu vor fi satisfăcute, să le dăm cu promisiunile în cap. Dar cui pasă, fraților? Pe principiul câinii latră, caravana trece. Bă, dar lătrăm noi chiar degeaba? Că totuși parcă am reușit de-a lungul timpului să mai schimbăm câte ceva prin orânduirea asta strămoșească din țara asta. Că noi avem o țară oarecum ciudată, da? În care unii fac și desfac și doare la carburator de ceilalți și alții care dau cu o bască virtuală de pământ și zic: mamă, dar nu mă duc eu la vot, dar ce vă arde eu pe voi la vot? Și când vine ziua votului, hopa! Iar ne-au îmbârligat ăștia că au creat o emoție populară. Pe principiu, las că vă promit eu că o să vă dăm. Bun, dacă voi credeți în momentul de față vreo iotă din ceea ce spun unii sau alții cu programul lor de guvernare, atunci, iertați-mă, România nu mai are niciun fel de scăpare și bine face polițistul ăla local că bagă băbuța cu leuștean la dubă și la închisoare pentru evaziune fiscală. Începe 100%. Să vă prezint invitații. De ce? Pentru că înainte de toate trebuie să-l arăt pe întâiul cărmaci al țării și nu de la Palatul Victoria, nu de la Palatul Cotroceni, ci cel care va ajunge la Palatul Victoria. Domnul Marcel Ciolacu, care a discurs, nu-i bine, a avut un discurs, domnule, deci mie rar mi-a fost dat să aud atâta revărsare de bunăstare. Dom'le, dacă măcar 5% din ce a spus Marcel Ciolacu astăzi la tribuna Parlamentului s-ar îndeplini printr-o minune în țara asta, dom'le, eu cred că ce mai, dar am depășit Luxemburgul, a venit pe cap de locuitor. Hai să-l ascultăm, după aia vă prezint invitație. În acest guvern vom rămâne doar oamenii care muncesc. Este nedrept pentru restul cetățenilor ca aparatul de stat să fie înțesat cu special. Colegi, înainte de a-mi da votul, vă anunț cu toate consecințele. Susțin cu tărie eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari. Vom veni cu program curajos pentru a stopa creșterea prețurilor la alimentele de bază. Și vom lovi fără milă
în toți cei care cred că se pot îmbogăți prin speculă. Vom reduce treptat impozitarea muncii, mai ales pentru cei cu venituri mici. La sfârșitul mandatului acestui guvern, orice salariat din România să câștige minim 500 de euro net. Iar cel târziu, la 1 ianuarie 2025, câștigul salarial mediu în România să ajungă la 1000 de euro net. În paralel, trebuie să avem grijă de seniorii noștri. Creșterea pensiilor va fi pentru mine literă de lege. Deci te doare capul și n-ai niciun piramidon, frate, să iei. Nu știu dacă e pentru cap piramidonul, dar n-ai. Bun, hai, vorbim. Dorina Barcari, expertă salarii și pensii. Bun găsit, doamnă. Bună. Iulian Surugiu, președintele Partidului Patrioților. Bun găsit. Bună ziua, mulțumesc. Mircea Enstoian cu noi, bun găsit. Bine v-am găsit. Reprezentant AUR, Georgiana Teodorescu, bun găsit. Bine v-am găsit. Președinte Forța Dreptei, sectorul 1, Horia Grigorescu cu noi, bun găsit. Bună ziua. Să fie bine ca să nu fie rău. L-ați auzit pe domnul Ciolacu, da? Să nu uităm seniorii, doamna Barcari. Dumneavoastră sunteți senior, deci nu vă uită domnul Ciolacu. Dați-i un pupii. Chiar îmi pare bine. Păi cum? Păi nu, da. Bine, n-am înțeles un lucru. Consiliul European a cerut ca salariul minim să fie 700 de euro, dar noi nu putem să oferim așa ceva, că nu avem cum. Dar dacă ne cere să plătim gaz și energie și orice la nivel european, avem, n-avem, plătim. Avem, n-avem, plătim niște seruri care nu folosesc la nimic, dar ei se felicită că au reușit să ni-l bage pe gât. Avem, n-avem, plătim în întregime niște aparate militare care sunt de mâna nu știu câta și le plătim în totalitate fără să le avem. Dar când e vorba de salarii și de pensii, să vedeți că afară plouă, că mai avem, că n-avem. Dar de plătit trebuie să plătim la nivel european. Eu asta spun ca senior al țării. N-am zis acum, Marcel, că o să fie bine. Gata, păi, doamnă, de seniorii, i-am rezolvat acum, nu-i adevărat, gata. A zis că abia 1000 de euro să fie salariu mediu. Deci, scuzați-mă, 1000 de euro nu este salariu mediu în Europa. Este salariu minim. Și ce vreți, doamna, cu pe bune, de serios? Dar nu suntem în Consiliu, nu suntem în Uniunea Europeană. Dar ce tupeu aveți, doamna Barcari? Sunt tupeu, aveți, asta serios. Știu că sunt tupeu. Păi, dar zice Dita, mai prim-ministru votat în Parlamentul României, că vă dă și vă face și dumneavoastră, că mai vrem, că nu știu ce. E, dacă le dumneata, eu trebuie să suport orice? Extraordinar. Nu m-am amenințat că le ieșim de frică. Doamna Teodorescu, poate vreți dumneavoastră bunăstare. V-ați pregătit frigiderul? Sigur, o să mai iau unul suplimentar. Nu nimic, aduceți la mine că e cam gol. La cuiat, iată-mă, doamna Barcari mă primește la felul domniei sale, sigur că da. Domnul Botin, este ridicol ce se întâmplă. A venit domnul Ciolacu și ne promite marea cu sarea. Sunt niște promisiuni populiste lipsite de orice fundament și ne păcălește să uităm că actuala guvernare este de fapt fosta guvernare. Că acum avem un premier PSD, nu mai este PNL, dar stați un pic, e același partid PSD cu același partid PNL care a fost și până acum la guvernare. Suntem în România, locul întâi, țara cu cel mai mare grad de sărăcire. Anul trecut, în luna decembrie, rata inflației în România, guvernului trecut și actual, a fost dublă față de media din Uniunea Europeană. Avem niște cifre devastatoare, avem oameni în stradă, avem greve, avem o multitudine de probleme la nivelul țării și vine domnul Ciolacu astăzi ca o floricică veselă să ne spună că de azi va fi bine. Dar de ce n-a fost bine și până astăzi? Că și până azi era tot PSD-ul la putere cu PNL-ul. Că am schimbat niște oameni, unii cu alții. Și aici e o chestiune de discutat. Mă iertați că sunt niște indicii din punctul meu de vedere care ne arată că acest guvern va fi unul la fel de eșuat ca România lui Iohannis din mai multe motive. În primul rând, luăm niște miniștri și îi mutăm în altă parte. Adică de bun ce au fost și de bine ce au organizat niște ministere, acum îi ducem să mai organizeze și alte ministere. Că au făcut treabă foarte bine, foarte bună prima oară. Sau recunoaștem că nu erau potriviți pentru portofoliul respectiv dat inițial în fostul guvern și acum îi ducem la portofoliul potrivit. În sfârșit am descoperit la ce se pricepeau. Nu? Al doilea lucru, aducem niște noi care de fapt sunt vechi miniștri, vechi personaje din politică și le punem niște ministere în brațe, oamenii neavând nicio calificare în direcția respectivă.
că avem niște nume în guvernul ăsta și probabil o să le dezbatem pe parcursul emisiunii de astăzi, de oameni care nu par să se priceapă foarte bine sau să fie specializați în domeniul în care și-au primit portofoliile. Da, stai pic, acum stați un pic, așezatul miniștrilor e la reprezentativitate, adică nu știu dacă trebuie să te pricep foarte tare. Păi cum, dar ajungi să te pricep ca locul de muncă, te specializezi acolo? Întreb și eu, dar ce aveți? Dar de ce, n-avem priceput pe nimic? Dar unde găsim ați priceput, doamna voastră? Eu auzi. Dar nu mai sunt așa multe, să mai pricine ministere. Dar unde sunt 15.000 de specialiști despre care vorbim? I-a luat Constantinescu. Iertați-mă că v-am sigur, domnul Stoian. 15.000 de specialiști la un moment dat. Avem 15. Erau în opoziție pe noi. Avem 15.000 de specialiști, venim cu 15. I-a luat Constantinescu, zis și Emil, și i-a desăvârșit Cioloș. I-a rezolvat Cioloș pe aia, știi? Aia când au ajuns la o maturitate de specialiști, i-a desăvârșit Cioloș în guvernul ăla. Știi ce mă doare pe mine foarte tare? Nu mă doare declarațiile domnului Ciolacu, pentru că le-am mai auzit de 10 de ori. La fie cum să schimbă un guvern, cum vin și spun, dom'le, creștem pensiile, creștem... Problema este următoarea. De unde bani? Lasă-mă acum. Păi acum o săptămână n-aveam să le dea la profesor. Laurențiu, știai că statul român este participant la OMV Petrom cu 21,7%, iar nu știu ce fond de pensii, poate ne spune doamna Barcali, este cu 20,7%. Deci banii din care... E participant, a jucat la bursă. Nu. Asta înseamnă că profitul care vine la OMV Petrom se duce o parte în pensii. Așa trebuie. Da. Parcă așa e, nu? Așa ar trebui. Păi anul trecut a avut o MVP. Nu, așa trebuie, așa spune legea. Așa gândești tu, nu? Așa spune legea. Păi da, dar nu gândesc alții, a? Unde sunt banii ăștia? A venit cineva vreodată să ne spună, dom'le, noi de la OMV Petrom am luat pentru fondul de pensii suma de țâlei. Unde sunt banii ăștia? Păi domnul Stoian, pe 2022, vă dau eu o cifră, pe 2022 OMV Petrom a avut profitul net cu 260% mai mare decât în anul precedent. Unde s-au dus bănuții ăia? Peste ce spuneți dumneavoastră, că jucăm un fel de poker cu cuvinte, eu vin și spun așa, în afară de asta, punem accizele, punem taxele care se pun pe carburant și așa mai departe și toată suma asta de impozite colaterale. Și o să ne dăm seama că și cu toate astea, deci, iată, OMV face un profit de două ori sau de trei ori. Păi, ce treabă are acum cu investirea guvernului Ciolacu? Păi, că n-am înțeles, eu vorbesc de una și voi ați dat în OMV. Vorbim de bani. Cum de bani, măi? Păi, pentru ce asta? Dar tu ai impresia că banii aia pe care i-a vehiculat Ciolacu se vor transforma în bani în mâna doamnei Barcari? În niciun caz. Noi atunci ce vorbim de bani aici? Dom'le, dar care guvern a iertat OMV-ul de taxa de solidaritate? Care guvernare? Mă iertați, nu actuala guvernare. Ce-i drept cu premier PNL, acum e premier PNL, dar nu era tot guvernarea PNL-PSD care a iertat acest OMV de taxa de solidaritate? A fost coaliția... Nu știu ce vă zau, mă, de OMV. A venit vorba, așa. Coaliția de atunci nu e coaliția de acum? E alta? Stai, asta e aceeași guvernare. Dar e acum cabinet, doamnă. Și care e diferența? E o remaniere extinsă. Deci eu vreau să-i explic doamnei Barcari, că poate nu înțelege. Doamna Barcari, deci poate nu înțelegeți acum, serios, da? Explică. Deci modalitatea de a aduce lapte și miere, bunăstare în portofelul dumneavoastră, a seniorilor, ea stătea în laborator de ceva timp. Dar a fost nevoie să vină domnul Ciolacu. M-ați înțeles? N-au dat drumul la chestiunile astea care să ne aducă bunăstare. Deci numai sub domnul Ciolacu. Ați înțeles? Au venit patrioți. Dânsul a venit pe noi. Nu, că m-a lămurit. Și ne-a arătat. Dar apropo, ca să vedeți cât de fan este câteodată să urmărești dezbaterile din Parlament și luările de cuvânt, așa, când trece un guvern cere votul colegilor parlamentari, domnule, sunt și oameni care n-au scăpat sub nicio formă. Băi, dar sub nicio formă n-au scăpat, să zică și ei câte ceva. Uite, de exemplu, doamna Șoșoacă, care a fugit la microfon. Băi, nu trebuia să fugă și doamna Șoșoacă la microfon, băi, trebuia. A vorbit ea de vreun guvern, n-a avut nicio treabă cu guvernul. Dar ce să vezi? Avem democrație. Și în democrație, toată lumea trebuie să zică. Te rog, Ramona. Eu propun, ca să nu mai existe discuții, pentru senatorii neafiliați 3 minute, pentru deputații neafiliați 3 minute. Așa mi se pare corect. Deci să înțeleg că solicitați să vorbiți. Aveți 2 minute. Mulțumesc. Cu plăcere.
dar să dați tribună exclusiv unui deputat sau senator, mai ales când această colegă senatoare este vocea Rusiei de luni de zile în acest parlament, mi se pare o mare greșeală pe care ați făcut-o la prima ședință. Este rușinos ca USR-ul LGBT în fața fețelor bisericești să vorbească de rușine. Rușinea va aparține LGBT-știlor. Rușine să vă fie! Să vedeți că se poate și mai rău! Domnul Orban, v-ați uitat hârtia igienică! Aceste, Horia Grigorescu, aceste momente solemne ne doare, aș putea spune. Adică avem o chestie super serioasă, parlamentul ăsta, e o chestie serioasă, rău. Laurențiu, a venit astăzi noul premier, Marcel Ciolacu, care și-a luat acest rol de sfătos șef al României. Din ce în ce mai mult a fost pe o progresie constantă de devenit din ce în ce mai sfătos, de viitor profil de prezidențiabil în România. În mass media a răstogolit această informație și după aceea de la tribuna Parlamentului referitor la cei 500 de euro salariu minim până la 1 ianuarie 2025 și 1000 de euro salariu mediu. Vă invit să vă uitați în programul de guvernare să vedeți dacă există vreo astfel de referire la 500 de euro sau 1000 de euro. Vă răspund eu de acum, nu există absolut nicio astfel de referire. Programul de guvernare este până la urmă actul în baza căruia ei teoretic ar trebui să fie judecați. Astfel că vreau să subliniez doar că nu și-au asumat o astfel de responsabilitate. Programul de guvernare în sine e o glumă proastă. Nu știu dacă din nou l-ați studiat în profunzime, dar este o înșiruire doar de aspirații, de să fie bine, să nu fie rău. Toate verbele folosite sunt așa, la nivelul general. Nu avem niciun indicator de performanță, nu avem nicio dată până la care trebuie să urmărim atingerea unor obiective, nu avem absolut nimica. Avem doar un râu întreg de empatie. Domnul Ciolacu ne oferă empatie și dacă nu ne satisface empatia asta, ghinion. Domnul președinte a ales din nou greșit, cel de-al patrulea premier PSD-ist pe care l-a pus. În ciuda faptului că 6,5 milioane de români au votat pentru o Românie fără PSD, o altfel de construcție. În momentul de față nu avem nicio schimbare până la urmă, avem doar o rotație, cum de altfel ne-au și anunțat, între domnul Ciucă și domnul Ciolac. Dar oamenii care se uită astăzi la noi, oamenii care s-au uitat la acest simulacru de investire a noului guvern, nu sunt atât de limitați precum cred guvernanții. Nu mai au răbdarea de a asculta astfel de promisiuni. Ei știu foarte bine ce e în buzunarul lor. Și mai mult decât atâta, chiar și dacă și-ar fi asumat în programul de guvernare cei 500 de euro salariu minim, aspirația de 1000 de euro salariu mediu pe economie sau creșterea salariilor seniorilor, domne, toate lucrurile astea se realizează prin colectarea eficientă a taxelor și impozitelor de la un mediu de afaceri eficient. Ce ați auzit astăzi din gura domnului premier Marcel Ciolacu cu privire la mediul privat? Ați auzit cum fiscalitatea se va schimba și va fi mai atractivă pentru IMM-ul românesc mic? Sunteți amabil. Vă rog, domnule. Hai să avem un dialog. Vă rog. Știți cumva care sunt cei mai mari datornici către stat? Companiile de stat. Companiile de stat, de ce vorbim de mediul privat? În momentul în care avem datorii de la stat, da, către stat, de ce să vorbim de mediul privat? Până la urmă, toate astea și tot ce a spus, toate, da, măsurile, că sunt ele punitive, că sunt, cum să spun, restricționatoare, sau cum vreți să spuneți, așa, ca la biliard, lovim mobilă, dar de fapt lovim în privați. Nu cred că m-am făcut înțeles corect. Tocmai asta încercam să subliniez, faptul că astăzi mediul privat, mai ales zona de IMM-uri, are nevoie din nou să respire, după ce a fost din nou pus la colț prin creșterea taxelor și impozitelor. PSD, prin, apropo, patriotismul economic pe care îl clamează acum, a zis, eu voi pune impozit 1% pe cifra de afacere a multinaționalilor. Niciun cuvânt despre acest lucru. În ciuda acestor afirmații pompoase, sfărăitoare, pe care le fac la televizor, crește impozitul pe dividend la IMM-ul micuț. Crește, scade plafonul până la care ești IMM românesc. Aveți un răspuns la asta? De ce crește? De ce cresc impozitele la IMM-uri?
În general, de ce? Pentru că e ușor să le colectezi, domnule. E foarte simplu. E foarte ușor să le colectezi de la contribuabil român. Care sunt primii care își plătesc? Pensionarii, aveți dreptate. Așa este. Pensionarii, IMM-urile și firmele mici. Perfect, sunt cei care își plătesc datoriile la timp. Stai mai puțin, că nici ăla n-ar vrea să le plătească, dar vine ANAF-ul. Vine ANAF-ul și spune somație și oprire. Dar știți care este... cea mai mare idioțenie statală în România și rog pe domnul ministru de finanțe să o rezolve, da? Că n-au rezolvat-o nici în momentul de față. Bă, dacă n-ai încasat banii de la stat, nu veni mă să-mi iei tu TVA-ul și asta. Că nu-i ok, că n-ai de unde. Din câte știu eu... Ce? TVA-ul se plătește la încasarea facturii. Și dacă n-ai încasat, nu la toată. Ce vorbești tu? Nu la toată. Pe 25 ale lunii plătești TVA, bobiță. N-ai așa, la revedere, pan, statul. Nu la toată lumea. Nu la toată. Nu știu. Nu de exemplu. Ziceți, domnul Giu, băgați-vă. Dacă nu vă băgați, vă mai dau ceva. Eu sunt cu respect. Bine, atunci cu respect îl urmărim, că n-a scăpat ocazia nici domnul Orban, președintele de la Forța Dreptei, să zică niște chestii. Mai întâi a venit cu trandafiri, băiat galant, ce să vezi, și mai apoi, cum zicea doamna Șoșoacă, a făcut show la microfon. Păi nu, nu? Păi cum să scăpăm ocazia? Hai să-l ascultăm pe domnul Orban. Am dat 3 trandafiri ca să înțeleagă că după investirea guvernului Ciolacu este șeful lor și o să defileze sub 3 trandafiri. Domnule Ciolacu, eu nu v-aș vota nici la Dobroiești primar, acolo unde locuiesc. Nu am cum să votez gonacul lui Haisam. Nu am cum să votez vâslașul lui Dragnea. Nu am cum să votez președintele PSD, care este partidul care a ținut România pe loc, care ține în sărăcie jumătate de Românie. Mai bine scriați programul ăsta de guvernare pe hârtie igienică, că oricum nimeni din guvernul va citi. Domnule Ciolacu, sigur citiți mai bine decât doamna Dăncilă. 10 secunde. Dar doamna Dăncilă vă era superioară în CV și măcar în onestitate, sinceritate. Și în final, dați-mi voie să vă fac un cadou. Cartea Pas cu Pas, scrisă de președintele Iohannis, luată de la un anticariat. Vă rog să opriți microfonul. Domnul Orban, când ați fost premier cu PSD-ul, vă plăceau trandafirii. Stai, mă, cum a zis... Stai un pic, iartă-mă. Cum a zis când ați fost premier cu PSD-ul, vă plăcea trandafirii? Vă plăceau, parcă. A zis plăceau? Vă plăcea. Mă rog, da, domnule. N-a fost niciodată punctul forte al domnului Ciucă. Problema e că nu vedem decât circ. Domnul Ciucă e... Domnule, ceea ce se întâmplă în Parlament e foarte grav. Da? Este. Că rând pe rând, oamenii ăștia iau decizii care ar trebui să ducă spre un trai mai bine poporul român. Ce lucru care avem? Nu se întâmplă. N-avem nici cea mai mică șansă. Dacă la anul feseniștii, că mare parte din FSN-ul să trag oamenii ăștia în Parlament, care îi vedem la tribune, nu dispar, România nu mai are nicio șansă. Ce încredere să am eu în Ciolacu, care habar nu are de absolut nimic? Acum nu e o apărare a lui Orban, da? Președintele dumneavoastră. I-a spus bine că nu l-ar vota primar la Dobroiești, da? Dumnezeu, dar unde sunt oamenii? Nu mai au oameni în partidele astea istorice? Nu mai au specialiști? Ce se întâmplă? Deci aici e problema. Vin cu promisiuni și spun asta. Cred că mi-a ajuns programul de guvernare și pe la PSD. Că văd că l-a apucat patriotismul acum, da, 33 de ani, ce a făcut? Ce au făcut? Unde au dus țara? Vorbesc acum într-un an jumate, păi li se termină. Ciolacu nu e, că e învățat de cineva să spună, da, că în 2025 o să aibă, doamna Varcare, pensie minimă 1000 de euro, bani cash. Da? Nu știu ce să fac cu ei. Nu o să știi. Dar în 2025, de ce oare spun așa? Le e cumva teamă că în 24 o să piardă? Au văzut că urcă aur în sondaje, domnul Surugiu, pe acest discurs patriotic și au preluat treaba cu patriotismul, s-au inspirat de la aur, vă zic. Păi și aur de la cine? Haideți acum să mai iau și de dumneavoastră. De la cine s-a inspirat aur, doamnă? Dacă simțiți neapărat nevoia să vă faceți... Păi nu, dar faceți niște afirmații că aur e apărut, e un partid apărut de un an. Discursul pe care... De 2 ani, hai.
discursul care... Hai toți trei. Hai trei. Trei. Discursul pe care l-am auzit la Ciolacu este același discurs pe care l-aud din 1991 încoace. La absolut toți cei care vin la guvernare, la absolut toți cei care creează un partid de dreapta sau de stânga, nu contează, vin cu același discurs. Patriotard, populist și așa mai departe. Da, știți care e diferența? Diferența este care? Că AUR nu a fost niciodată la guvernare și nu a dus România în cap. Stați o secundă. Cineva care nu a dus România în cap poate să vorbească despre patriotism. Cine a dus România în cap nu poate să scoate pe gură cuvântul patriotism. Exact același discurs pe care îl aveți dumneavoastră și nu vă supărați pe mine și nu o luați personal, l-au avut și cei de la USR. Acum 5 sau 6 ani, dacă vă aduceți aminte. Dar eu dacă v-aș spune... România curată, salvăm România, venim noi la guvernare și au făcut un dezastru. N-a salvat-o, domnule. Păi... Cu PNL-ul împreună, n-a salvat-o? Vedeți? Haideți să nu mai punem vorbele. Până, dar cine aș crede domnule? Eu că a fost o înțelegere între ei? Între cine? Între PNL și... Și USR. Poate să fie. De ce nu? Deci, haideți să vedem faptele. Haideți să lăsăm vorbele. Iertați-mă, domnul. Ziceți. Întrebarea alta. Mai merită oamenii ăștia să conducă România? Evident că nu. Despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Vrăjeala asta, că n-avem specialiști. Ce facem? Vreau să vă spun ceva? Ce face? Vin alții. Perfect. Unde să vină alții, trebuie să iasă oamenii la vot. Nu, păi, eu pun da, lumea la vot 30%. Da, 60% să iasă lumea la vot. Poate chiar mai mult. Mai mult, doamne ajută, să iasă lumea la vot. Eu propun vreo 110% să iasă la vot pe această cale. Dacă ne susțineți dumneavoastră... Că în România s-a mai întâmplat să iasă 110%. Știți cât e pensia minimă în Spania? Ia. 600 de euro. Da. Săraci. Ai ajutor social. Dar e ajutor social. 400 e ajutorul social. Nu, e bun, condiționat. Da, știți, hai să vă spun ceva, să ne înțelegem foarte bine. Noi asistăm acum la un eveniment extrem de important pentru țara românească, da? S-a schimbat o rânduire și un premier. Deocamdată, într-o alianță care se află la guvernare. Nu s-a schimbat nimic. A venit cu un nou program de guvernare, cum bine observa Horia Grigorescu, prezent aici în platou. Dacă eu aș pune, și nu o fac, pe ecran, e bine. Programul de guvernare, că sunt niște PowerPoint-uri de alea, cine Dumnezeu le-a făcut, așa, aș putea face o comparație cu Dragnea. Mă, ăla era mai vivace. Țineți minte cum venea el prin studiourile de televiziune pe la table cu PowerPoint-uri și explica cu grafice pe 1900 toamna, în 1900, da, vara, peste 2244 de ani o să facem, o să dregem. A fost o sarabandă de osăuri. Osăurile e un cuvânt, de fapt osăul este un cuvânt pe care eu l-am inventat și înseamnă o să fac și o să dreg, da? Osăurile vin în continuare peste noi. Teoretic, dar și practic, în momentul de față, asistăm la o conducere social-democrată la Palatul Victoria. Ce va fi, dragilor, aici nici măcar celebra ghicitoare, nu știu care, că nu mai zic, nu că fac reclamă, așa, nu va putea spune. Ce putem noi spune în momentul de față? Că după ce se liniștește pisicuța, adică pe la 5 așa, o să avem transmisie în direct, jur că eu propășez România și nu știu ce. A venit vacanța, be! Poți să te întreb și mergem ceva? Acasă, nu, doamnă, când auziți că au început lăutarii și când încep lăutarii, vine ce-ți. Îmi pare rău că te întrebam ceva interesant. Dar nu puteți să mă întrebați în pauză sau după? Uite acum, eu întreb o chestie. Dar la marcare, măi, zic că vine publicitatea peste noi, doamnă, dacă întrebe ea. Ziceau că specialiști. Oare la Ministerul Culturii mai specialist decât doamna Turcanu nu se găsea? Nu. Bună întrebare, bun răspuns. Deci nu. În câteva minute, la tribuna Parlamentului, în acest moment solemn, important pentru țară, nu a lipsit nici George Simion, pe care o să-l ascultăm după publicitate, ca să dăm orizont de așteptare. Mă, dar a fost cu mințel, nu știu ce a pățit, s-a lovit la capas, o fi fost joi și obosit. Revenim în câteva minute. Dar suntem în așteptarea momentului crucial pentru cabinetul Ciolacu. Noi miniștri vor merge la Palatul Cotroceni, unde, în prezența președintelui Klaus Iohannis, cu mâna pe Biblie, vor depune jurământul prin care ne vor asigura că vor aduce bunăstarea în casele noastre. Eu am lăsat deja ușa deschisă, fraților, să intre toată bunăstarea și, uite, dacă reușesc, poate mai măresc un pic ușa, să vină mai multă la mine și mai puțin
puțin la vecina. Pe această cale însă țin să vă spun că momentele acestea istorice pe care le trăim cu toții și cumva fremătând de emoție sunt cât se poate de importante pentru națiunea română. Nu de alta, dar vom avea o sarabandă de promisiuni în continuare. Sigur că o să ne mai umblăm pe la miniștri cât ne mai permite timpul astăzi, pentru că suntem cam strânși așa de această transmisiune. Și cum vă spuneam, George Simion n-a scăpat nicio ocazia de la tribuna Parlamentului să zică în momentul în care a fost ce? Timpul de discurs. Hai să-l ascultăm pe George Simion și revenim la discuția noastră încă o dată să-și înțeleagă și doamna Barcari. Domnule, o să fie bine ca să nu fie rău. N-ai mingea de la poartă și în general ține de carul. Lungă și pe a doua. Hai, George Simion. Domnul Ciucă, nu prea aveți experiență. Lăsați pe altcineva să prezideze. Prea v-ați arătat arama sfâșiind această țară. Prea făcurăți neamul nostru de rușine și ocară. Mihai Eminescu. Că AUR va veni la guvernare și trebuie să ne decidem cu cine guvernăm din 2024 încolo. Astăzi, prin taxarea muncii la 45%, 47% chiar, românii din 5 zile, dintr-o săptămână, 2 le lucrează pentru stat. E mai rău ca în vremea iobăgiei. Deci nu știu, mă, stai că siderat acum. Că mai lămuriți-mă și continuare, da. Că iar nu înțeleg. Ia. Păi da, nu m-ați lămurit de unele acum. Cum adică? Eu nu înțeleg un lucru. Cum e posibil ca statul român să plătească 54% din angajații din România cu salariu minim pe economie, care nu este element de plată, și din acest salariu minim, care este sub coșul minim, să rețină 47%? Deci se impozitează sărăcia. Puteți să mă lămuriți de altceva? Stați puțin, nu statul român, doamnă. Dar cine? Patronii de IMM-uri, doamnă. Dar e în baza unei legi. Salarizarea trebuie să fie... sunt golani, mâmbui, vaținați. Nu e adevărat deloc. Mă lămuriți, nu mă lămuriți. Nu e adevărat deloc. Ai bugetar pe salariu minim pe economie? Nu e adevărat deloc, pentru că oamenii ăștia de-a lungul timpului au îngenunchiat firmele românești. Aia e. Abia se zbat să supraviețuiască. Deci, într-un final, oamenii ăștia cred că vor să aducă pe altcineva în țara asta și să plecăm toți. Nu, domnul Surugiu, n-aveți dreptate. Nu vor să aducă pe altcineva. Acela altcineva există în România și vorbim de multinaționale. Interesul este să distrugă complet tot ce există, afacere românească, afacere românească liniară, tot ce înseamnă, cum să spun, producție internă și tot ce înseamnă inițiativa antreprenorială internă. De ce? Ca să poată să vină, să pună monopol firmele multinaționale și să dicteze în piață așa cum vor. Cred că românii nu mai vor lucrul ăsta, marea majoritate a românilor înțeleg lucrul ăsta și la anul va fi o schimbare majoră. Să dea bunul Dumnezeu. Asta o să, întâmple, că s-au săturat lumea. Sorogeu, v-aș răspunde a la Caragiale. Puteți să răspundeți ce vreți. Să se schimbe, primim, dar să nu se modifice nimic. Nu e adevărat, pentru că ceea ce au făcut și au bătut joc ai de toată ușor, domnule, din opoziție. E ușor să spui, nu, dar nu sunt în opoziție. Dar nu ia, băi, uite, n-am primit nimeni Botin, de la 60 de ani de tine nu trebuia să mai fac eu partid, înțelegeți? Nu trebuia, puteam să mă duc la Tescane acolo, la Moldova, să stau liniștit. Păi, da, Aurențiu, faptul că nu te va schimba nimica... Cu ăștia în gard. Dacă îmi permiteți puțin, domnul Surugiu, faptul că nu se va schimba nimica, din nou rezultă fix din programul lor de guvernare. O coaliție de guvernare care în continuare, chiar și fără UDMR, care să fim sinceri și onești între noi, rămâne la guvernare, doar că nu în eșalonul întâi, cu miniștrii. Va rămâne cu toți secretarii de stat, cu toți subsecretarii, cu toți președinții de agenții, de deconcentrate și așa mai departe. Adică să nu credem vreodată mitul ăsta că naționalismul penelisto-pesedist a înlăturat componenta UDMR din guvernarea României. Revenind, programul de guvernare de astăzi, dacă ne uităm, care este reprezentarea unei majorități de aproape 70% în Parlamentul României, nu vorbește un cuvânt
cu adevărat despre o reformă structurală din România. Nu vorbește despre reforma administrativă nicio secundă. Nu vorbește de reforma sistemului electoral. Orice schimbare în România nu va veni pentru că va veni un om luminat la minte, ci pentru că se vor schimba niște macrosisteme. Cine crede vreodată că va veni pe un cal alb, un făt frumos, care se va comporta ca un om bun, care are grijă să împartă avuțiile țării... George, uite, hai să nu l-ai auzit pe George? Este că venim noi la guvernare, care nu vorbește nimic serios. Lucrurile profund în România se pot schimba schimbând marile sisteme. Și cum, se schimbă, domnule, iertați-mă, cum se schimbă marile sisteme? Vă spun, cu oamenii ăștia? În primul rând, haideți să vă dau eu un exemplu. În primul rând, măcar asumându-și-l într-un document programatic care este votat. Păi de 33 de ani au făcut lucrul ăsta. Nu, au venit cu programe, cu programe carismatici, intelectuali, savanți. O reformă. Și rezultatul care e? Domnul Surugiu, nu aveți de ce să vă... Vă certați degeaba, oameni buni. Dar rezultatul care e? Păi vreți să vă dau un exemplu, numai puțin. La turnul Măgurele, un oraș care are 16.000 de locuitori acum. Rog. Știți câți funcționari au în primărie? Presupun 700! Și noi vorbim aici de reformă administrativ-teritorială? Nu, trebuie făcut, domnule. Domnul Surugiu, trebuie să făcut. Fie făcut este domnul un Igor, argument super. Nu uitați câtă că vreme suntem nu colonia a Uniunii Europene. Prin care atingi acest rezultat, nu poți să ajungi la acest deci nu mai avem vot să facem reformă fără schimbare. Să iasă oamenii la vot, oamenii, pentru că oamenii sunt mult mai inteligenți decât are impresia clasa politică din toate partidele, că sunt oamenii respectivi spun, bun, dar hai arătați-ne cum vreți să ajungeți la acea reformă administrativă. Cum vreți voi, în loc de 1.300.000 de oameni care lucrează la stat, să fim doar 1.000.000? Cum vreți nu, 800. 800. 800 cum de vreți mii ca acei 800.000 să fie mai eficienți? Cum vreți ca un proces care astăzi, de la înființarea unei societăți, la închiderea unei societăți, la cumpărarea unui teren și așa mai departe, să se scurteze de la 70 de zile la 10 zile? Reforme. Exact, reforme. Dar reformele trebuie scrise, trebuie așternute, trebuie gândite, trebuie bătute. Le avem deja. Cine le avem? Cine le avem? Deci păi vreți să le dau ca să le prezinți, ca să copieze PSD-ul și PNL-ul? Am înțeles. Băi, gata, deci fiți atenți aici. Păi nu a dat patriotismul peste Ciolacu? Domnul Surugiu are reforma la asta. Bă, dar nu o dă. De ce să ne fie bine mai devreme? Roagă-l pe Bode de la mea. Roagă-l pe Bode de la mea. Ei care o reformă pe toți. Vezi că la mea ei nu mai e Bode. I-am lăsat-o și n-a făcut nimic. Domnul Predoiu va veni, va face la mea aceeași reformă pe care a făcut-o la Ministerul Justiției, votând legile justiției care au îngenunchiat România. Păi ne-a spus deja domnul Predoiu de îndată. Dar lasă că a venit Madame Gheorghiu. N-a fost bine cu Schengenul ce s-a făcut, înțeleg că a sugerat că trebuie făcute alte lucruri în relație știți cu Schengen. Știți cum e cu Schengen? Schengenul se vorbim în 2025. Cu Schengenul e așa, dacă o să-ți faci lecțiile, dacă o să ridici capacul de la WC-ul, dacă o să închizi ușa cu cheia, dacă o să și dacă s-ar putea ca de ziua ta să-ți iau o ciocolată. Așa e și cu Schengen. Bun, ca de să bani. 50-60 că... de puncte de respectat și nu vom putea niciodată. Noi pentru n-am că negociat până la și absurde. N-am folosit niciodată veto ăla. Dreptul de veto. Niciodată nu l-am acum am renunțat la el. Bine, gata, să se audă strigătul. Doamnelor și domnilor, să se audă strigătul de luptă. Veto! Băi, calmați-vă, gata, frate. Nu și mai apare veta, fără veta. Ușor, gata, v-ați luat-o. Deci v-am dat e. Așa, n-ați plecat toți pe chestia asta cu veta. Stați, mă, ușor. Că n-ați înțeles ceva, dar după publicitate vă rezolv. Da? Bun. După ce a sărit Șoșoacă și Orban și Simion și aia de la USR, Moșteanu, cine a mai sărit așa? Domn Ciolacu să trăiți pe această cale. S-a dus din nou la microfon să zică, să le dea replica. E, și acolo, cred... că a dat o propoziție, a dat națiunii o propoziție memorabilă pe care noi o să o păstrăm într-un sipet de aur. Pentru că așa ceva, domnule, mai e rar. Și o să ascultăm acea replică după publicitate și fac și eu ca un clasic încă în viață. Nici nu știți ce pierdeți, chemați toată familia, nu-i lăsați să facă nimic. Scoteți-i de afară, de pe banca din fața porții unde mănâncă simințe și l-aruncă așa pe jos cu mare eleganță. Păi chemați-i să vadă declarația asta, pentru că nici măcar nu știți ce pierdeți. Întrebarea acestei emisiuni s-a oprit Cioacă între Predeal și Brașov să facă pipi? Asta este întrebarea. Revenim în câteva minute. Să facă pipi. Păi
n-a revenit mai în direct, fraților, când vă spuneam, suntem conectați la Palatul Cotroceni, pentru că în prezența președintelui Klaus Iohannis, cabinetul Ciolacu va depune jurământul. Ceremonia este anunțată la ora 17 și cu toții vom fi pătrunși până în cele mai intime părți ale ADN-ului nostru de jurământul, jurământul pe care noi miniștrii îl vor depune. După această ceremonie va urma și prima ședință de guvern, căci noi așa ne suflecăm mânecele într-un stil social-democrat și ne apucăm de treabă, frățiuer. Până una alta, însă iată ce frumos avem și imagini din interior. Bravo! Până una alta, însă aș vrea să vă supun atenție și spre comentariu o declarație memorabilă pe care domnul Ciolacu a făcut-o, cumva ca și drept la replică, după atacurile doamnei Șoșoacă, încerc scuze, și a lui Simion. Poftim. Toate reformele din PNRR trebuie respectate și implementate. Dacă vom pierde și acest tren, este ultimul tren, nu al meu și al dumneavoastră. Eu îmi doresc sănătate, dumneavoastră faceți politică în continuare, este ultimul tren al României. Nu sunt ipocrit. Am multe defecte. A scăzut industria, producția. E evident, a scăzut în toată Europa. Îmi pare rău, domnule Kelemen Hunor, de faptul că n-am reușit, trei bărbați de stat, să ajungem la acel punct comun în care să rămânem în continuare o echipă la guvernare. Sunt ferm convins că în viitor vom reuși să rămânem o echipă în Parlament pentru legile importante. Bun, și acum am să încerc, deși m-a apucat o tuse, dar să nu-l luați, așa că nu duc în derizoriu. Deci cum e ăla? Semnalul. Doamnelor și domnilor, trenul accelerat 5505, care pleacă din direcția aceea. Hai, nu te lega de calea. Ghimeș. Da. Pleacă în stație peste 5 minute. Persoanele care au condus pe călător la gară sunt rugate să săriți, băi! Deci gata. De astăzi, cum împiegat, sau cum e ăla, împiegat, așa e doamna Barcare. Împiegat de mișcare. Împiegat de mișcare. Da, dar și conductor de locomotivă, domnul Ciolacu. Ai mecanic. Domnule, doar o strigați tot în feng shui, vorbesc foarte serios, da. Dar chiar mă supăr pe domnul Ciolacu. Deci, avem ultimul tren. Da, băi, deci ca să nu ne uităm ca proștii la alea două luminițe de la ultimul vagon, așa, în tren, că e ultimul tren. Mai puneți o senzațională. Senzațională declarație. Ai. Domnul Botin, a zis PSD-ul că trebuie renegociat. Aveți bilet? Am bilet, bun, dar nu vi-l arăt. Eu am permis. A zis PSD-ul că trebuie renegociat PNRR-ul. După aia a ieșit domnul Negrescu, europarlamentar PSD, la sfârșitul lunii mai și a zis: vai, nu-mi explic cum de-am ratat momentul depunerii documentației pentru renegocierea PNRR. Și acum vine domnul Ciolacu resemnat că nu s-a mai putut renegocia PNRR-ul și zice: gata, domnule, trebuie să-l punem în aplicare și să-l respectăm așa cum e. Că e bun, răul, gata, l-a aplicăm. A și constatat că industria a scăzut. Exact. După 33 de ani, În toată lumea, da? Dar întrebarea mea e pentru domnul tovarășul Ciolacu, domnul premier al nostru, tovarășul premier al nostru. Cum respecte el planul, da? Și cum nu mai suntem noi sclavii Europei? Că ieri alaltă era așa de păi clar, nu, mai nu mai vrea. Suntem, deci am fost, am fost și nu mai... am fost păi și nu mai și respectăm suntem. Planul de reziliență? Păi că n-ai cum să te dezvolți dacă mergi mot-a-mot pe el. Și nu îl renegociezi. Dar ce nu reziliem? Ai cum. Dar ce reziliem? Păi, întrebați-vă. Redresare, doamnă. Redresare. E ca la mașină. În momentul în care dai, puge mașina și dai, trebuie să te redresezi. Redresez, da. Adică da, să tragi invers. Asta da, explicăm, doamne Barcari. Așa, ia explicăm, da. Doamne Barcari, iertați-mă. Adică ca să înțeleagă tot poporul, da? Da.
Deci noi cu virajul aici, da, redresarea e da, când ești de pe trasa obișnuită da, și revii pe trasa da, cea așa. Normală. Adică tragi noi stăm pe drumul așa către bunăstare, da. Știi, și am deviat un pic, a venit antipandemia care a luat permisul cu șpagă și a dat peste noi, da, și acum vrem să ne redresăm. Bun, dar cu reziliența n-ați înțeles. Aia e. Noastră, da? Deci reziliența e termen din fizică, doamnă. Aia e zi. Da, reziliență. În sensul în care... eu îi dau un pumn cuiva în nas și boțez nasul și nasul lui revine la forma inițială. Ați înțeles? Deci ne și redresăm, dar și revenim la forma inițială. Asta e toată povestea. Deci dar atenție, doamnă, să nu scăpați ultimul tren, chiar dacă aveți permis, să știți am că locul da, nu putem ocupa. Ia o drezină. Ia o drezină. Te mai iau eu o dată, nu? Da, acum până acum până mai 3-4 zile era gaură de 20 de miliarde. Adică dacă vreți să o dăm în bancă, o dăm în bancă. Gaură de 20 de miliarde, n-a zis nimic ciolacu. Să revenim la situația din 1990, când aveam de luat bani de afară și când aveam datorii zero. Ești nostalgic comunist. Nu sunt comunist, doamne, eu devin. Și hai să nu ducem emisiunea asta în derizoriu. Deci numai bancuri aveau aluzii. Dumnezeu să-l odihnească. A luat din Tunisia și de unde avea, din Maroc, de unde aveam, din partea aia, din Libia, aveam niște creanțe. S-au dus banii aia, stai liniștit, bine, mersi. Corect, revenim la declarația care mie mi se pare memorabilă. Hai gata că urmărim ceremonia, doamnelor și domnilor, Klaus Iohannis. Se intonează imnul național al României. Președintele României decretează, în temeiul prevederilor articolului 85 aliniatul 1 și al articolului 100 aliniatul 1 din Constituția României Republicată, având în vedere hotărârea Parlamentului României numărul 22 din 2023 pentru acordarea încrederii guvernului, se numește Guvernul României în următoarea componență. Ion Marcel Ciolacu, prim-ministru. Jur să-mi dăruiesc puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să mă ajute Dumnezeu! Marian Neacșu, viceprim-ministru. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Marian Cătălin Predoiu, viceprim-ministru, ministru afacerilor interne. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. Să respect Constituția și legile țării. Să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să mă ajute Dumnezeu. Marcel Ioan Boloș, ministru finanțelor. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să îmi ajute Dumnezeu. Sorin Mihai Grindeanu, ministru transporturilor și infrastructurii. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. Să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Gabriela Firea, ministru familiei, tineretului și egalității de șanse. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Alina Ștefania Gorghiu, ministru Justiției. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. Să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Angel Tâlvăr, ministru Apărării Naționale. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român,
să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ligia Deca, ministrul educației. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Raluca Turcan, ministrul culturii. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Luminița Teodora Odobescu, ministrul afacerilor externe. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ștefan Radu Oprea, ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Adrian Căciu, ministrul investițiilor și proiectelor europene. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Adrian Ioan Veștea, ministru dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Alexandru Rafila, ministru sănătății. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru păpășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Florin Ionuț Barbu, ministru agriculturii și dezvoltării rurale. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Sebastian Ioan Burduja, ministru energiei. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Marius Constantin Budăi, ministru Muncii și Solidarității Sociale. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Bogdan Gruia Ivan, ministru cercetării, inovării și digitalizării.
Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. Să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mircea Fechet, ministrul mediului, apelor și pădurilor. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnule prim-ministru Marcel Ciolacu, domnilor viceprim-ministri, doamnelor și domnilor miniștri, vă felicit pentru depunerea jurământului și vă doresc mult succes în noul mandat. Domnule președinte al Senatului, domnule președinte al Curții Constituționale, onorați parlamentari, doamnelor și domnilor, cu siguranță, subiectul cel mai discutat și comentat din ultimele săptămâni a fost ceea ce s-a numit rotația premierilor. Iată că, în timp record, fără sincope, cu rezultate foarte bune, această procedură s-a încheiat. Nu este puțin lucru. Și este prima dată în România că se întâmplă într-o coaliție o astfel de mișcare. Este important pentru politica românească, pentru România și pentru români. Pentru că acest fel de a face politică arată stabilitate, arată seriozitate și arată că politicienii implicați sunt hotărâți să-și ia mandatele foarte în serios. S-a încheiat prima parte sub conducerea guvernamentală a prim-ministrului Ciucă, și a dovedit coaliția că știe să gestioneze treburile publice. Dacă ar fi să descriu prima parte a acestui mandat al coaliției în câteva cuvinte, cred că ele ar putea să fie seriozitate, stabilitate, securitate, eficiență și eficacitate. La acestea se poate adăuga că România a avut, cu toate crizele prin care a trecut, o creștere economică, că populația a fost ferită de efectele crizei energetice, că inflația este sub control, și în ansamblu, rezultatele
sunt foarte bune. Dați-mi voie să felicit pe fostul prim-ministru Ciucă și echipa cu care a lucrat, o echipă care se regăsește într-o măsură rezonabilă și în noua echipă guvernamentală. Domnule prim-ministru Ciolacu, ați fost parte din echipă, ați condus Camera Deputaților și ați lucrat într-o adevărată echipă în conducerea coaliției. Sunt încredințat că în această nouă postură și cu această echipă care astăzi a depus jurământul, veți continua munca începută de coaliție acum un an și jumătate. Sunt multe probleme de rezolvat, nu trebuie să trăim cu impresia că toate s-au rezolvat și acum lucrurile vor merge mai ușor. Nu. În practică știm că merge din ce în ce mai greu. Avem încă un jumătate de an în care putem să rezolvăm foarte multe lucruri, după care vom intra într-un an superelectoral care în sine deja este o provocare pentru o societate. Vom avea 4 rânduri de alegeri și în același timp țara trebuie guvernată responsabil și cu rezultate bune. Vă doresc, domnule prim-ministru, domnilor viceprim-ministri, doamnelor și domnilor miniștri, să nu pierdeți din vedere pentru ce ați jurat. Lucrul cel mai important este să vă străduiți să rezolvați problemele României și ale românilor. Doar după aceea, problemele, evident, care vă privesc legate de formațiunile politice. Vă doresc tuturor un mandat bun, cu rezultate și în ansamblu guvernului o reușită. Am asistat, doamnelor și domnilor, la ceremonia de depunere a jurământului pentru miniștrii din cabinetul Ciolacu. Este o ceremonie tip în care oamenii au jurat pe Biblie că vor respecta tot ceea ce scrie în cutuma acestui jurământ. Ei bine, așa să-i ajută Dumnezeu, aș conchide eu, și împreună o să simțim cât de mult oamenii aceștia dau importanță acestor cuvinte care sunt stipulate în lege pentru a apăra democrația și a lupta 24 din 24 pentru bunăstarea românilor. Imediat după publicitate, doamnelor, domnilor, vom vedea niște imagini senzaționale, pentru că nu a mai prins fotorul de ministru a 6-a oară, domnul Daia a fost consolat de către cine? Chiar de către domnul Ciolacu. Cum l-a consolat? Avem imagini tulburătoare. Chemați pe cei de acasă, aduceți și Batista, că sigur râul de lacrimi va inunda apa așa de tare încât și cormoranul va pleca, probabil supărat că nu mai ajunge la peștele pe care îl mănâncă de zor. Revenim în câteva minute. Desemnez pentru poziția de prim-ministru al României pe domnul Marcel Ciolacu, pe care îl invit să formeze un guvern al coaliției. Vă doresc mult succes! Aș dori să-i mulțumesc domnului președinte al Partidului Național Liberal, domnul Nicolae Ciucă. Ca viitor prim-ministru, voi face tot posibilul ca ei să fie din nou români în România. Am revenit în prea frumoasa emisiune Oameni Buni, o zi plină de însemnătate socială, politică, economică, chiar așa, știi, m-am simțit oarecum mișcat de niște imagini pe care am să vi le prezint imediat și niște imagini în care unul
îl consola pe celălalt, că n-a mai prins al șaselea mandat de ministru. Domnul Daia, cel cu oaia și cu cormoranul și mai nou cu cioara, n-a mai prins colegi în cabinetul Ciolacu. Ce mai freamă, ce mai vuiet. Însă s-a găsit cu domnul Ciolacu chiar pe holurile Parlamentului. Iar ceea ce a urmat este senzațional. Imagini virale priviți vă vor afecta emoțional. Nea Petrică, pare regret. Vă rog, comentați. Mirce, da, da, lasă Nea Petrică că ne descurcăm în continuare. A fost așa, la pupat pe frunte, știi, împăciuitor. Lasă-mă părintești. Că mai găsi, părintește, da. Mai găsi, cum își pupă nepoții copii, invers, copii bunicii. Cam așa e. Ce lasă-mă, eu interpretez altfel gestul Ciolacu. L-a mângâiat așa părintești și i-a zis: lasă, te întorci la pensie, e greu în România, pensiile sunt mici. Așa, părintești. Nu, că de la Daia au plecat pensiile speciale, iertați-mă, deci de la domnul Daia au plecat pensiile speciale. Cum adică? De la dânsul a început. Avea pensia de 2100 de lei și nu i-a convenit, s-a dus la Dragnea, Dragnea l-a trimis la Olguța, Olguța i-a calculat, a fost tot de 2100 de lei, s-a dus înapoi la Dragnea și de acolo au început cu pensiile. Dar sunt curios unde se duce domnul Daia acum, că nu se mai duce el la minister. La aici este problema. Ce face? Că el se trezea la 5 dimineața și pleca de la minister la tot la 5 dimineața. Adică unde? Ce face domnul Daia? Rămâne consilier al ministrului ăsta. Nu zăpăciți, bă, am rugăminte. Omul și-a făcut un program, serios, dacă îi dați bioritmul peste cap. Serios, pe bune. Și acum vă dați seama ce e prin țară, știți cum fac corp. Morari? Ha? Să vină la otari, bă. Ciorile. Să vină la otari, bă. Ciorile ce? Dar știți de ce a avut problema dânsul cu cormorane? Nu mai știu acum, de la fiindcă s-a are o afacere cu pește. De multe ori. Bun, pește. Iar o prima declarație războinică vine de la noul ministru care a depus jurământul, de la domnul Florin Barbu, ministrul al Agriculturii. O declarație, doamnelor și domnilor, care vine cumva într-un context destul de interesant, și anume faptul că habar n-avem ce mâncă. Iar domnul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, a spus că declară război cărnii sintetice și mai mult decât atât, în toate magazinele din România, carnea de la producătorii români va fi pe raft separat. Mie îmi place această declarație, numai să dea Dumnezeu să o și facă. Ascultăm declarația. Da, ce condiții. Carnea sintetică în laborator și cea care se realizează din proteina animală, prin legea pe care o am depus-o în Parlamentul României ieri, este interzisă comercializarea în România și magazinile din România. Hai, Doamne ajută, să fie bine, să nu fie rău. Bun, hai să încheiem ziua asta în fanfar. I-am văzut pe miniștri depunând jurământul și cumva am observat niște lucruri. Unii au pus mâna pe Biblie, alții n-au pus mâna pe Biblie. Asta contează mai puțin. Un discurs sterp al președintelui am văzut. N-a fost, că mi-a arătat pisica lui Marcel. I-a arătat pisica lui Marcel. Horia. Eu am văzut un președinte deconectat odată în plus de realitățile țării, în momentul în care doar ce am ieșit din cea mai lungă grevă a profesorilor din ultimii 18 ani, el ne spune că cel mai important eveniment în jurul căruia toți oamenii au stat captivați și s-au uitat la televizor este rotativa. Asta este realitatea pe care o vede domnul Iohannis. Când profesorii sunt în stradă, când copiii stau acasă, când părinții nu știu cum să găsească ajutoare care să aibă grijă de copiilor, el era preocupat cu rotativa și îl deranja puțin această nesimțire a foșilor, cu ghilmelele de rigoare, desigur, a foșilor lui colegi de breazlă. No, și ne-a mai spus un lucru, că rămâne din ce în ce mai bine, deci dacă domnia sa e mulțumită, înseamnă că nu are habar cum trăiesc românii. Ne-a spus că n-au fost sincope în realizarea rotativei, deși am văzut cu toții că a fost amânată rotativa la momentul la care trebuia făcut. Și a ieșit cu DMR-ul de la guvernare. Ne-am abătut cu totul de la planul inițial, nu s-a mai respectat, nu mai sunt oamenii care trebuiau, ministerele s-au reîmpărțit și pe lângă asta a venit domnul președinte și ne-a zis o chestiune esențială în discursul domniei sale. Le-a urat miniștrilor să nu se mai gândească la interesele partidelor politice din care fac parte, ceea ce înseamnă că pentru dumnealui, în momentul de față, PNL și PSD sunt tot una.
Corect. Asta s-a ajuns. Domnul avem Ciolacu ascultă la fel de bine de domnia sa. Egal, identic. Dacă și nu și mai mult lucru. De bine ascultă decât ca și domnul Ciolacu. În locul noastră m-aș bucura, pentru că iată, am ajuns la o unitate națională și dreapta și stânga și-au dat mâinile împreună să fie mai rău. E văzut cum vor merge în alegeri împreună? Tot nu așa? Vor merge separat. Vor da, merge, nu știu. Da. Vor merge împreună separat? Vor fi alegeri anticipate foarte curând. Ce? A, da. Da, da. Alegere anticipată. Da, da, da. Pe toate. Doamna Barcar, ia spuneți dumneavoastră. Da, o să fie foarte bine, am înțeles. Eu nu. V-ați spus din frigiderul? Da, băi, n-ați spus că îmi da și mie jumătate? Da, păi să poate. Să aduc, eu m-am aranjat. Bine, prea plin o aduc la dumneavoastră. Da, eu m-am aranjat, deja nu mai am nevoie. Așa încât eu am înțeles că o să ne fie atât de bine. Eu, dar probabil că noi suntem inconștienți și nu ne dăm seama. Pentru că a fost bine și până acum, dar o să fie și mai bine. La pensionar deja le este bine, că v-a spus că la pensionar e bine deja. Da? Da? Vă imaginați cât de liniștiți stau acum cetățenii. Ce le-a dat ei, la când toți s-au a jurat ei acolo pe Biblie că respectă drepturile, Constituția, suveranitatea. Și așa mai, suveranitatea. Deci ministrul justiției, drepturile și fundamentale ale omului. Mâna pe Biblie. De ce la aceste ministere cheie justiția și apărarea nu s-a jurat cu mâna pe Biblie? Sunt atei. Dar eu am văzut-o pe doamna de la cultură, e valabil pe doamna Raluca, când nu jur mâna. Cu mâna pe Biblie, nu știu, da. Și eu. Atei nu. Ai dreptul de să fii ateu, ai dreptul să fii... Stai puțin, dar dacă ești musulman, trebuie să pui mâna pe Coran, mă, dar poate nu s-a declarat. Ce? Nu. Nu și-a făcut mâna. Dar dacă ești musulman, trebuie să-i aducă Coran. Coranul, corect. Dacă era. Da, dar ori fi musulman. Dacă ești budist, nu știu ce trebuie să-i aducă. Dar bețișoare. Alea lui Buddha. Nu, dar pe mine mă amuză, deci poți să mai dai o dată imaginea aia cu domnul Daia, deci mor, aia este viralul viralului. Deci te rog eu frumos, mai dă așa. Nu ești răutăcios. Uite, mi-au scris Asociația Cormoranilor din România. Da? Abonă Petrică, abonă nu fiți. Probabil că era vorba de cormorani. Lasă că o să fie bine, mă. Ai fost bun. E pensia mică, dar 100 de curi. Hai, te-am pupat. Te-am pupat, Nea Petrică. Hai, las că ne mai vedem noi pe la partid, da? Hai, trăiți altfel, nu fi supi, hai, te rog eu frumos, da? Păi, adești pe bune, hai. Nea Petrică, să-ți dea Dumnezeu sănătate. E, las, da. Dar mie îmi place ce haină minunată. Nu, dar știi cum fac ăia, cormoranii? Eu cred că i-a spus că Nea Petrică nici acum nu e singur, noi nu te lăsăm, știți? No. Cormoranii, Asociația Cormoranilor de România a pornit petrecerea și mi-au trimis imnul. Poze? Niște pești. Imnul, ia. Te-au trimis niște pești. Stai așa. Dacă facem petrecerea acum cu pești la liber... Dacă nu-mi iesă, e belea, că nu-mi iesă. Stai așa că îmi dă reclamă acum. Ba da, acum îmi dă. Stați așa. Atenție! Asta e emisiune serioasă. Se poate. E petrecere, doamnelor și domnilor, dar ce să vezi, jur să apăr Constituția, România, prosperitate și așa mai departe. O să preia și Anca, a mea colegă, prosperitatea, laptele și mierea care se ne varsă peste noi și din timp de 3 ore o să vorbească cu siguranță despre ei. Anca, bun găsit! Bună seara, Laurențiu! Ai intuit ce urma să-ți spun? Voi ați stat în emisiune și ați discutat, iar eu m-am întâlnit cu câinii cu covrigi în coadă pe stradă deja. Deci ai intuit perfect cu Who Let the Dogs Out. I-au dat drumul, deja sunt cu covrigi în coadă. Bună seara, doamnelor și domnilor! Marcele, poate că lucrezi. Nu ai prea mult timp. Zigurile rele că prin toamnă vor fi ceva surprize și ți se dă greu. Oamenii răi mai spun că soluția salvatoare va fi Sorinel, prietenul tău, partenerul de catan și din firma cu Cionca. Să nu zici că nu ți-am spus. Până atunci îți doresc succesuri. Mai ales cu bolnavii de cancer care dau guvernul în judecată. Ce să-ți fac dacă nu l-ai pus premier pe Rafila cum ai promis? A vrut și el să aibă un proiect al lui și nu l-au lăsat. Acum se răzbună pe oamenii care se luptă cu boala asta crâncenă. Mă bazez pe cuvântul pe care l-ai dat medicului Patriciu Achimaș Cadariu, care, apropo, spune-i lui Sorin că nu e executant de partid. El chiar face ceva pentru români. Voi nu. Văd că ți-a dat greu și tânărul Tianu. Aud că pe ultima 100 de metri noaptea ca hoții au pus noul cea la poștă și s-au și reunit să-l lungă încă 4 luni pe prietenul lui Valentin Ștefan.
Aud și că a promis Grindeanu 200 de kilometri de autostradă. Uite, eu promit că dacă îi face până în 2024, eu îl aud și merg la toate tăierile de panglici cu el. Știu că o să-i placă. Acum s-au dus ei singurei să taie panglica la primul aeroport de după 1989. Doamne ajută că s-a făcut! Dar nu înțeleg de ce îl țin deschis în sistem de supermarket, doar de la 7 la 19 seara. Așa bun sunt băieții ăștia de la Ministerul Transportului că n-au fost în stare să coordoneze, să iasă lucrurile sticlă, precum rotativa? Au venit și frutura și profesorilor care au făcut grevă. Jale! Dar mi-a spus prietena mea, Cora Muntean, că spărgătorii de grevă au decis să dea din banii lor, luați în plus, celor care le-au apărat onoarea. N-am citit și fraza următoare din postarea ei și am plecat după fentă, ci că a fost doar o glumă. E o prebemuță mică, mică și la domnul Abrudean de la PNL, nou secretar general de la guvern, ci că a uitat să pună în declarația de avere un teren primit de la fiul unei deputate PSD. Bine, i-a mai dat băiatului 135.000 de euro împrumut, că așa lucrează ăștia, ați văzut. De la 100.000 în sus, zici că scămătar toți. Da, l-am întrebat și pe domnul Grindeanu de ce a numit-o secretar general la Românii de pretutindeni pe fosta șefă de la comunicarea SRI. Cine sau ce a recomandat-o? A, sigur, era dreptul ei. Vestea bună e că prima oră nu o să vorbesc mai deloc, pentru că l-am invitat pe maestrul Dorel Vișan, care le va spune ce... Ați uitat de senatorul Mercilor? E mai rău decât în film, în viața reală. Vă aștept de la 18, 3 ore. Anca, mulțumesc, 3 ore cu Anca Alexandrescu, maestrul Dorel Vișan, aici în platou Realitatea Plus. Foarte tare! Și foarte tare este ceea ce se întâmplă acum în România. Avem și prima ședință de guvern, imediat. Băi, stăm pe treabă, că a auzit Marcel ce a spus Anca. Fă-te că lucrezi. Dar e fă-te cu cratimă sau e fă-te doar fără cratimă? Că asta nu mai știm, dar o să aflăm. La școala pe care au făcut-o la Laurențiu, cred că e fără cratie. Să trăiască pe această cale. Ok, mulțumesc invitațiilor, ne-am distrat împreună într-un mare fel aici, în 100%, să avem zile senine. Pa, pa!